După să-ți povestesc referitor și la revenire. E adevărat, a fost o muncă Așa. grea, pentru că e o muncă pe care nu o vede nimeni. Recuperare, mergi în cârje, mergi în baston, șchiopătând. Deci este o Și perioadă psihologic grea, este greu greu, de... și psihologic, emoțional, Așa este. asta este Da. partea ce. Știi ce m-a întărit foarte mult? Fii atent. După ce m-am accidentat, cred că la vreo 2 luni de zile, a început campionatul. Mi-aduc aminte, Marian Bondrea era antrenor. Câștigaseră un meci în deplasare și urma un meci acasă, cred că un meci cu UTA acasă. Și eu ieșisem dintr-o convalescență, mergeam în cârje în perioada respectivă și mă duc la stadion, mă deplasez la stadion. Acum eu vreau decât să-i încurajez pe băieți, să-i văd înainte de meci, să intru. Mi-era dor de ei, efectiv, pentru că nu-i văzusem de după accidentare. Îți dai seama, ei Păi au da, luat cupa, au vrut să o facă o perioadă. petrecere după finala cupei, dar numai petrecere n-a fost aia când capitanul de echipă e pe un Era pat de spital. corect, 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 corect. Da. Și am trecut să-i văd. La un moment dat, nu erau restricțiile care sunt acum. La un moment dat, cei din conducere îmi zic: haide, nu vrei să stai cu noi pe bancă? Și mie mi-a fost rușine, am și zis: o să ies acolo, la capătul tunelului, că știi cum era la Da, Craiova, era corect, lung. corect. E rușine să merg pe pistă să mă vadă lumea așa sau... Și fii atent, Ionuț, ducându-mă la marginea terenului și echipa fiind la încălzire, stadionul era aproape plin, pentru că fusese o victorie în prima etapă sau nu știu, sau poate era a treia etapă, nu mai știu. Și m-au convins până la urmă să merg să stau măcar o perioadă pe banca de rezervă. Și crede-mă, în momentul în care am ieșit de la gura tunelului, ți-aduce aminte, tu știi Da. exact cum era Ok. stadionul nostru, ai Turnul, văzut da. că treci prin fața tribunei oficiale, cum ar veni. Da, aici, în stânga, cum ieșeai în stânga. Da. Și eu nu-ți crede-mă, în momentul ăla s-a ridicat tot stadionul în picioare Ce și au tare. început să mă aplaude. Da. Nu știu dacă vezi că este puțină emoție pe fața mea când mi-am adus aminte de Da. momentele alea. Și crede-mă, a contat enorm de mult pentru mine, pentru că am zis că merită orice sacrificiu să fac Ce din frumos. partea mea pentru a recompensa într-un fel acele persoane care sunt în tribună și care chiar au făcut un gest de neuitat pentru mine. E un gest pe care nu o Asta să-l uit. este un lucru important, Emil, ce spuneți, pentru că de cele mai multe ori se uită toate aceste lucruri. Ca și sportiv, dar și sportivul la rândul lui primește din partea suporterului multă forță. Pe de altă parte, sportivul, fotbalistul are o responsabilitate. Iar lucrurile astea, din păcate, la foarte puțin le vedem în ziua de astăzi. Responsabilitate față de suporterul din stadion, suporterul care vine la meciuri și apreciază astfel de sacrificii. Lucru care, până la urmă, cred că pleacă și de la educație, Neamil. Nu pleacă, hai că o Așa fac este. doar ca să mă vadă lumea. Nu. Pur și simplu, așa cum ați făcut, o simțiți și asta ești, așa cum mă vezi tu, te văd și eu pe tine și ăsta sunt, n-am nimic de ascuns. Și lucrul ăsta cred că a fost foarte plăcut și până la urmă ați primit ceea ce meritați, nimic mai mult. Adică e normal să Mulțumesc. fie un răspuns de genul ăsta către un jucător care a refuzat oferta, a jucat pentru Universitatea ca peste 300 de meciuri, adică a avut trofee câștigate și până la urmă este normal să fiți văzut așa. Deci asta spun că, din punctul meu de vedere, jucătorii, sportivii din ziua de azi ar trebui să caute astfel de oameni și să vadă, băi, de ce a fost iubit, de ce a fost respectat, de ce a fost aplaudat. Ce ar trebui să facă? Pentru că nu neapărat că trebuie să faci 100 de driblinguri sau să dai 100 de goluri pe campionat ca să poți să fii aplaudat. Nu. Tu, la rândul tău, trebuie Așa. să fii un exemplu.